Coordonatorul Pro-România, filiala Călăraș, Răzvan Meseșanu, a vorbit despre obiectivele membrilor formațiunii politice pentru următoarea perioadă. Astfel, Răzvan Meseșanu, alături de Virgil Dumbravă, vor participa la ședințele consiliilor locale din fiecare localitate a județului, apoi vor iniția proiecte de hotărâre în Consiliul Județean Călăraș pentru a veni în sprijinul autorităților locale. Anul trecut, spre sfârșitul ei, chiar la 17-18 decembrie, vreau să vă spun că a avut o întâlnire la București, prezentată de președintele Ponta, cu liderii naționali și am stabilit acolo ca până în primăvara anului acesta să avem congresul care va stabili ce se va întâmpla cu Pro-România, pe ce linie va merge, ce mesaj va transmite pentru ca în 2024 să fim într-adevăr o variantă foarte puternică la cele două mari proiecte politice, PNL și PSD. Asta ar fi 1. 2. Cei doi consilieri județeni ai Pro-România și-au propus ca în cele 16 localități de unde există zestrea de consilieri locali în județul Călăraș, pentru că Pro-România la alegerile din 27 septembrie a obținut 26 de consilieri locali, în aceste 16 localități să ne deplasăm, am făcut un grafic de deplasări, să ne deplasăm să participăm la ședințele de Consiliu Local și să încercăm să-i susținem pe colegii noștri în ce demersuri și-au propus să inițieze pentru dezvoltarea comunităților din acele localități. De asemenea, în a doua etapă, cea de-a doua jumătate a anului, vom încerca să mergem în celelalte localități pentru unde nu avem consilier local, pentru a demonstra că ne interesează să culegem realitățile de acolo, problemele oamenilor și să încercăm să inițiem la nivelul Consiliului Județean proiecte de hotărâre. Asta ar fi cea de-a doua idee. Nu știu câți dintre consilierii județeni vor să meargă sau s-au gândit să meargă în teritoriu pentru a culege de la fața locului problemele oamenilor. Dar eu și cu domnul Bravă vrem să facem acest lucru. Cea de-a treia idee și ultima este că tocmai pentru a demonstra că ne știm locul și că dorim să facem o politică de echilibru în Consiliul Județean, este faptul că ne-am propus să susținem politica de dezvoltare, proiectele de dezvoltare ale puterii actuale, cel puțin pentru primele 6 luni. Vrem să vedem cum și-au planificat, ce își doresc să pună în practică față de promisiunile electorale și cred că în 6 luni de zile putem să ne dăm seama de binele pe care dorește să-l facă puterea. Asta nu înseamnă că nu vom sprijini și proiectele, dacă vor exista proiectele opoziției, PNL, USR, dacă și ele vor dori binele comunității. Nu în ultimul rând, ne-ar plăcea foarte mult să observăm din partea PSD și din partea PNL-USR dacă proiectele noastre, ale celor doi consilieri județeni, vor avea susținere. Pentru că așa cred că este normal să se întâmple într-o comunitate politică care să uite de bătăliile din campania electorală, să ne susținem reciproc proiectele. Deși noi doi, consilierii Pro-România la nivel de județ, vor avea proiecte de dezvoltare. Cam astea ar fi gândurile la început de an și vă rog să-mi permiteți să urez la mulți ani sănătate și un an care să însemne liniște politică și construcție. Aceasta este Pro-România pentru următoarea perioadă.